dacă această adunarea noastră să capete o nuanță politică de niciun fel. Dar, din păcate, trebuie să spun din capul locului că a scris despre Iran, a vorbit despre Iran și a nu vorbit despre politica internațională, înseamnă a nu cunoaște, a nu ști despre ce e vorba, a vorbit pe delături. Și despre Elveția, și despre Sfântul Scaun, și despre Liechtenstein, dacă scrie o carte care ambiționează cum încearcă să facă această cărticica mea despre Iran, trebuie să te referi la politica aceea respectivă, trebuie să te referi la relaționarea sa internațională. Și aș aborda frontal această treabă politică, foarte subțint, dar mi se crede foarte clar. Este o mare mistificare în jurul acestei realități iraniene. Și zic realitate, că nu e vorba de actualul regim din Iran, de statul Iran, de poporul iranian, e vorba de o realitate iraniană, e vorba de o realitate persano-iraniană, care are câteva zeci de mii de ani de istorie atestată. Și să vă dau un exemplu. Este, cum să spun, este manipulat, este contrafăcut chiar și exemplul lui Cirus cel Mare. E contestat că celebrul lui cilindru ar fi prima declarație a drepturilor omului din istoria omenirii. ONU este adevărat că a așezat o copie a acestui cilindru într-un loc de cinste la sediul din New York. Diverse parlamente ale lumii au procedat la fel, pentru că într-adevăr este o piatră unghiulară la figurat, iar la propriu o piatră rotundă la baza dreptului internațional și a drepturilor omului. Și totuși s-a trezit acum câțiva ani de zile un istoric german care să conteste autenticitatea mesajului acestui text al lui Cirus cel Mare și să spună că trebuie scos și de la ONU și din diversele parlamente ale lumii care aveau de gând sau chiar au procedat în acest caz, adică punându-l în loc de cinste în incintele lor. V-am dat exemplul cel mai absurd, dar exemplu de absurditate în ce privește prezentarea imaginii unei țări, a unui popor, a unei personalități, sunt cu Duiumu. Unul dintre ele cele mai caragioase este al lui Vlad Țepeș. Vlad Țepeș a fost metamorfozat în Dracula în Anglia victoriană, într-o perioadă în care englezii erau supuși unui proces, să zic așa, de rusofobie atroce. Și atunci s-a găsit cineva pe la secția CC-ului al Majestății sale imperiale, și zice, ea găsește un personaj malefic care se reprezintă liderul slav, căpetenia slavă, cea mai sinistră, cea mai sângeroasă. Așa, și l-au găsit pe Vlad Țepeș, care ei nu știa limba rusă sau slava veche, și l-au făcut, l-au diabolizat și l-au făcut simbolul voievodului sau cneazului rus, care este atroce și care este devastator pentru occidental. Și un exemplu, poate cel mai dramatic, este al evreilor, care au fost diabolizați, hai să zicem așa, secole de-a rândul, în diverse locuri, și apogeul l-a atins al treilea rai. A trebuit să fie un al doilea război mondial, a trebuit să moară milioane de evrei ca antisemitismul să nu mai constituie politică de stat cândva. Eu n-aș vrea ca Iranul, poporul iranian, realitatea iraniană, să aibă un asemenea tratament și să fie, între ghilimele, cum să spună, spălată de aceste păcate absolut imaginare,
după un război devastator. Eu cred că o carte ca asta, dar e o adevărată literatură care există, o literatură adevărată, o literatură despre adevărul faptului iranian, există toate acestea. Trebuie ca într-adevăr lumea să revină la dreapta judecată asupra unui fapt cu totul și cu totul ciudat în lumea contemporană. Iată că m-am ambalat prea mult și am avut despre politică, despre carte ce să vorbesc, că eu v-aș ura să aveți ocazia să vizitați Iranul. Vă veți convinge mai mult decât orice metaforă naripată, eu nu prea am metaforă în cartea asta, de cât de fascinant este acest, iar reiau acest cuvânt, univers iranian, un stat imens, un stat care a descoperit, ai cărui locuitori au descoperit multe lucruri, inclusiv roata. Apa caldă nu, apa caldă s-a descoperit de la sine. Dar inclusiv roata și foarte multe alte lucruri care aparțin acum nu civilizației, ci faptului cotidian curent. O țară în care ai și iarnă pe munți și poți să faci, ai și vară și poți să faci plajă în toate cele patru anotimpuri. O țară care are 1% din populația lumea, dar 14% sau 8% sau 12% din petrolul, din gaze, în lume și așa mai departe. O țară care vrea să colaboreze cu toată lumea, inclusiv cu România. Am avut în timpul vizitei de 7 zile în Iran întâlniri și cu un viceministru al afacerilor externe și cu secretarul adjunct al Consiliului Național al Securității și cu șeful Institutului Național de Turism și toți mi-au zis că vor să colaboreze cu România. Și slavă Domnului, această colaborare ar fi, nu știu dacă reciproc avantajoasă, dar oricum în avantajul României. Gândiți-vă numai la Nabucco, care deocamdată e o țeavă care nu prea are cu ce să fie umplută. Și mi-a zis că ne-au zis gestul în care au fost, că îl așteaptă oricând și pe președintele Băsescu în vizită în Iran. Iată că noi tăcem. Cartea asta aș vrea să aibă cât mai multă audiență, nu pentru că e semnată de mine, ci pentru că prin ea spun niște lucruri care ar trebui să fie cunoscute de cât mai mulți români. De asta mă bucur foarte mult că ați venit aici și vă mulțumesc pentru participare, pentru că m-ați ascultat și pentru că mă vedeți aplaudă. Am să invit acum să ne vorbească și un expert în domeniu, pe domnul Vasile.